Ascultăm cuvântul Domnului care vorbește astfel. Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetul 17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat un om care a îngenunghiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus: Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus s-a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: Cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Ucenicii au rămas uimiți de aceste cuvinte. Iisus a luat din nou cuvântul și l-a zis: Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu? Mai lese este să treacă o cămilă prin urechea unui iac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au răspuns, au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: Cine poate atunci să fie mântuit? Iisus s-a uitat ținte la ei și le-a zis: Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Amin. Până aici, slăvit să fie Domnul, a fost cuvântul Lui. Vă invit să reocupați locurile. Frați și surori, ne bucurăm de harul pe care Dumnezeu până aici l-a revărsat în biserica sa, Poarta Cerului. Suntem într-un serviciu, așa cum îl numim noi, serviciu de peste săptămână, în care suntem noi cei de-ai case, noi cei care obișnuim să venim în cursul săptămânii, să sacrificăm totul pentru a veni la casa lui Dumnezeu. Pentru că mai de preț decât Domnul nu găsim nimic în lumea aceasta. Și m-am gândit pentru cei care sunt de-ai case, pentru cei care sunt din familie, pentru cei care cu regularitate ne urmăresc prin intermediul internetului, din anumite motive nu pot să vină la casa lui Dumnezeu. Fie anumite conjuncturi, fie situațiile de sănătate, fie distanța îi ține departe de noi. Credem că în această după-amiază, din cuvântul lui Dumnezeu, din experiența de viață a acestui tânăr, în cadrul în care noi ne aflăm într-o vreme ca și aceasta, într-o lume care este îndreptată tot mai mult într-o ordine de valori materială, am stat și m-am gândit cum trebuie și noi, ca copii al lui Dumnezeu, să ne raportăm într-o vreme ca și aceasta. Și să ne gândim, se caută locuri de muncă. Tinere vin la Timișoara, de peste tot din țară. Unii reușesc să meargă și peste otare dacă au rude. Numai că la un moment dat se aude că în România vine o persoană care are succes în afaceri. Are carismă, are un limbaj, o dicție bună, are potențial financiar. În tot ce se implică îi merge toate lucrurile bune. Și într-una din zile, în desele sale ieșiri prin România, vine și la Timișoara. Își prezintă punctul său de vedere, iar în final spune: voi deschide și aici o sucursală a multinaționalei mele de peste tot, din lume. Am pe toate continente, însă am nevoie de o persoană să fie lângă mine, să fie ucenicul meu, să-l învăț, să-i spun tot ce știu. În cele din urmă, dacă el este de acord, să-l trec să fie fiul meu. Ce spuneți? Ar fi vreun voluntar? Ar exista vreun voluntar? La poarta și eu în seara aceasta ar fi un voluntar? Cuvântul lui Dumnezeu să ne prezintă ceva asemănător, cu toate că nu se aseamănă experiența aceasta din Biblie cu parabola care mi-a venit mie în minte. Vreau să vă spun că într-una din zile, când Domnul Iisus Hristos, care a venit să prezinte planul lui Dumnezeu de mântuire,
pentru întreaga omenire. Mergea din loc în loc și spunea: cine crede cuvintele mele, crede pe Cel care m-a trimis. Cine crede cuvântul lui Dumnezeu, va fi mântuit și va ajunge în ceruri. Și mergea din loc în loc. Și cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 17, spune astfel: tocmai când era gata să pornească la drum, după ce s-o termina ședința, după ce s-o încheia programul, când s-o termina toate lucrurile, tocmai când era gata să pornească la drum, apare un voluntar. Nu orice voluntar, nu știu dacă a participat la program. Eu personal nu știu să fi participat. Tocmai când trebuia ca să plece la drum, frământat cu treburile lui, frământat cu problemele din mintea lui, avea multe avuții, o ducea bine și cine are bani e cunoscut de mulți și poate să meargă în multe uși deschise, poate să aibă mulți prieteni suspuși. Însă, cert este un lucru, deși avea avuții, deși era în o anumită categorie în societate, tânărul acesta n-a reușit să se împlinească una din dorințele inimii lui. Și tocmai când era gata să pornească la drum, alerga la el un om. Ceilalți evangheliști îl numesc un tânăr. Alerga la el un om care îngenunghiat înaintea lui și l-a întrebat: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viață veșnică? În această după-amiază, cuvântul pe care vreau să-l prezint din partea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, cei care suntem prezenți aici, pentru cei care ne urmăresc pe internet, poartă următorul titlu: chemarea la mântuire. Chemarea la mântuire. Nu că ar fi un mesaj pe care noi nu-l cunoaștem, însă chemarea la mântuire nu este un plan pe care Dumnezeu ți-l prezintă astăzi, ai luat contractul, ai pus în buzunar și ne vedem în cer. Este un proces pe care în fiecare zi te întâlnești cu el. Este un mod de viață și nu se oprește la groapă. Continuă în vecii vecilor. Chemarea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu a găsit prin Fiul Său prea iubit, la împlinirea vremii să o prezinte oamenilor de pretutindeni, într-una din zile, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: Dumnezeu face chemare. Nu orice chemare, nu doar la lucru, nu doar a fi ucenic, Domnul Iisus face chemare la mântuire. Și vreau ca să vă spun, dragii mei, dacă cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, prezintă că din toate națiunile lumii Dumnezeu a chemat un popor, de-a lungul istoriei Dumnezeu a ales ca să cheme un oraș, câteva familii, vreau să vă prezint din cuvântul acesta lui Dumnezeu, căci chemarea lui Dumnezeu este personală. Chemarea la mântuirea lui Dumnezeu este personală. Când Dumnezeu vrea să cheme o persoană la mântuire, personal o cheamă. Nu cheamă o națiune odată, nu cheamă un cartier odată. Dumnezeu vorbește fiecare persoane în parte, specific. Este un Dumnezeu al macrocosmosului, dar este și un Dumnezeu al detaliilor. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunghiat înaintea lui și a întrebat: bunule învățător, ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus îi spune simplu: cunoști poruncile? Da, deci le păzești. Mai lipsește ceva. Și îi spune: uite, îți lipsește un lucru. Vinde, du-te de vinde tot ce ai, dă-l la săraci și vei avea o comoară în cer. Și apoi dă răspuns. Apoi vino. Vino. Tu să vii. Pronumele personal la singular. Tu. Tu să vii. Dumnezeu te cheamă personal. Unii au parte cu mulți ani în urmă de chemare la mântuire. Spunem în seara asta, nu e valabil pentru noi predica asta. E predică de evangelizare pentru prieteni. Dacă îmi faci un contract la locul de muncă, a fost în prima zi valabil? Când te duci la școală în clasa întâia, vrei numai pe clasa întâia să fii? Sau să mergi și mai departe, la liceu, la facultate? Să fii ceva în societate? Ai un proiect, un scop în viață? Chemarea lui Dumnezeu, dragii mei, la mântuire, este
personală. Tocmai când era gata să pornească la drum, vine acest tânăr și se gândește: am prieteni, am bani, am atâtea posibilități, am relații, nu mi-am rezolvat această problemă. Și în cele din urmă mai caut o variantă. Tocmai când era gata să pornească la drum, vine acest tânăr la Domnul și spune: bunule învățător, vreau să ajung în cer, ce trebuie să fac? Trebuie să fii chemat. Și chemarea la mântuire, dragii mei, este personală. Există o chemare la mântuire, iar aceasta este personală. Mai apoi, când Dumnezeu face această chemare la mântuire, există și un timp. Nu-i pe viață zi 24 de ore din 24 de ore ca un magazin, non-stop deschis, când vrei, când ai chef, când ți se pare, atunci să te duci. Domnul îi spune: vino. Timpul la care Dumnezeu face chemare la mântuire e prezent. Pe viitor, probabil. Trecut, nu se poate. Timpul la care Dumnezeu cheamă pe oameni la mântuire este astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu. Să nu-ți împetrești inima. Mâine nu-i ziua ta. Astăzi este ziua ta, dragul meu, chiar dacă nu sărbătorești. E ziua în care Dumnezeu vrea să-ți dea bucurie. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul ca să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Dumnezeu te cheamă pe nume, Dumnezeu îți dă un timp în care să te apropii de El. Și acest timp l-a avut și acest tânăr. Spune: Doamne, eu aș vrea să merg în cer. Când se poate? Acum se poate. Chiar acum se poate. Chiar acum. Nu-i greu. Nu trebuie să mergi la o mănăstire dacă urci 60 de trepte în genunchi, dacă o săptămână nu mănânci nimic, dacă te învârți într-un jur la o clădire de atâtea ori, probabil să se iartă o parte din păcate. Nu! Vrei să ajungi în cer? Cine crede și se botează e mântuit. Când să crezi? Acum. Simplu. Dragii mei, chemarea la mântuire o face Dumnezeu cui vrea și când vrea. Cel mai exact timp pe care cuvântul lui Dumnezeu îl prezintă pentru un om ca să-l cheme la mântuire este azi. Azi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, mâine nu știu ce să spun, nici eu dacă mai trăiesc, dar nu știu dacă vei trăi și tu. Chemarea lui Dumnezeu este la un timp, astăzi. A avut această posibilitate acest tânăr, câți nu au avut parte de chemare la mântuire, pe câți nu i-a chemat Domnul, hai pocăiește-te, hai vino la Domnul. Am văzut oameni care peste 10 ani de zile au venit în casa lui Dumnezeu și nici la ora asta nu s-a pocăit. O știu bine acea persoană, nici azi nu s-a pocăit. Există o chemare la mântuire, ea se face pe nume. Există un timp în care Dumnezeu cheamă oameni la pocăință, iar acela este astăzi. Există un singur mod prin care Dumnezeu cheamă oamenii la mântuire. Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl găsim scris în Fapte, capitolul 13, versetul 36. Un mod prin care Dumnezeu cheamă oamenii la mântuire spune astfel despre viața lui David. Dacă ar fi trebuit Pavel să facă esență dintr-un om care a scris majoritatea psalmilor, un om care îl găsim în Cartea Cronicilor, în Cartea Împăraților, îl găsim scris în atâtea cuvinte din Cuvântul lui Dumnezeu. De atâtea ori îl auzim duminica la timpul de rugăciune, ne rugăm, cum a zis omul lui Dumnezeu, David. Omul acesta a avut un mod pe care l-a slujit pe Dumnezeu. Fapte 13 cu 36 spune astfel: și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după? Cum a slujit David toată viața lui? A slujit celor din vremea lui, nu celor care vor veni, nu celor care au fost înainte,
celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu. În momentul când Dumnezeu cheamă unul la pocăință, îl cheamă pe nume, îi dă un timp și dă oportunitatea să aibă o viață disciplinată. Planul lui Dumnezeu este o ordine, este început, cuprins, încheiere și aplicație practică. Asta însemnează mântuire. Vrei să ajungi cer? Ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Crede-l, împlinește-l și vei ajunge în cer. Nu e de ajuns să asculți, nu e de ajuns să-ți placă, nu e de ajuns să dai ok sau să dai un like. Trebuie să fie mod de viață zi de zi. Și când stau și mă uit la mântuiții lui Iisus Hristos din secolul 21, care ar trebui să umble după planul lui Dumnezeu, dacă ar trebui să-l pune în David, membru la poarta cerului, ce spuneți, venea marțea la rugăciune? Planul lui Dumnezeu, marțea, de la ora 18 la 20 e rugăciune. Ce spuneți, venea David? Cine a scris psalmii? Cine a scris cântările de laudă pe care duminica seara tineri cu atâta zel le cântă înaintea lui Dumnezeu? Cine a căutat totdeauna în cuvântul lui Dumnezeu, spune, aș vrea să stau toată viața mea, Doamne, în casa Ta? Atât de mult îmi plac planurile Tale, Doamne. Zi și noapte, aș vrea să stau numai după planul Tău. Frați și surori, viața de pocăință nu este o viață la care să fii la fără frecvență, să fii oportunist, să fii când ai chef, dacă se poate duminica seara, unii la Paști și la Crăciun. Viața de pocăință, slujirea lui Dumnezeu, trebuie să fie un mod de viață. Planul lui Dumnezeu nu este cu întreruperi. Dumnezeu nu slujește astăzi și mâine se oprește. Cine a încheiat legământ cu Domnul să-și aducă aminte că în apa botezului a fost întrebat, până când te-ai hotărât tu să-L urmezi pe Domnul? Până la moarte. Vine acest tânăr și Domnul îi spune, tinere, tu chiar vrei să fii mântuit? Da, Doamne. Uite, tu ai prea multe activități. Activitățile tale nu sunt la fel ca și activitățile mele. Ai multe de făcut, dar e inutil ce faci. Te împiedică. Nu e bine pentru tine. Îți dau ceva mai ușor. O să fiu cu tine în toate zilele vieții tale până la sfârșit. Și într-o bună zi vei fi cu mine în cer. Vino, urmează-mă. Ce spuneți? I-a plăcut planul acestui tânăr pe care l-a spus Domnul? Există un singur mod în a-L sluji pe Dumnezeu și acesta este planul lui Dumnezeu. Cât ne-am propus anul acesta să citim Biblia, să umblăm după lucrurile de sus, să ne uităm spre ceruri, să spunem, Doamne, când vei veni? Am atâtea făcute în planul Tău, sunt la zi. Tot ce mi-ai zis, tot am împlinit. După plan, sunt la zi, n-am nicio absență, n-am nemotivate, nu sunt nici pe minus, sunt pe plus. Când vii, Doamne? Chemarea la mântuire, dragii mei, este după un plan. Nu este la voia întâmplării. Dumnezeu, care știe să orchestreze întreg universul, a reușit să-ți dea și ție un plan. Iar planul de mântuire este cuvântul lui Dumnezeu. Știai, dragul meu, citind 3 pagini și jumătate pe zi, 1223 de pagini citești într-un an. Dacă vrei să fii mai zelos, 7 pagini pe zi citind, într-un an vei citi de 2 ori Biblia. Simplu, matematic, 3 pagini jumate sau 7 pagini. Ăsta e planul. Cam ce planuri ai pe 2017? Ești în urmă sau e pește? Ești la zi? Simplu. Tânărul avea alte planuri și a zis, vreau să merg în cer, dar cu planurile mele. Nu se poate. E un singur plan, planul lui Dumnezeu. În cer nu poți ajunge oricum. Există un preț pe care pentru fiecare dintre noi, dragii mei, a plătit Dumnezeu
pentru mântuirea noastră. Și cuvântul lui Dumnezeu ne-l prezintă în Sfânta Scriptură, în 2 Timotei. Mă iertați, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, care spune astfel, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Ăsta este prețul pe care Domnul Iisus Hristos l-a plătit ca eu și tu să fim mântuiți. Mai mare preț decât acesta nu se poate. Și pentru că trăim într-o lume a valorilor, tânărul acesta avea multe avuții și o sta și s-o gândit. Oare e îndeajuns? Oare a mai trebui? Eu vreau să-mi fac un nume. Eu sunt tânăr, am perspective de viață. Îmi doresc să am un nume în societate. Vreau să am o familie bună. Nu vreau să fiu pe drumuri. Vreau ca, din punct de vedere social, să am mai multe proprietăți, să lași la copii. E rău în asta? Nu e rău. Numai că, calculând între ce am eu și ce vrea Dumnezeu, nu-s de acord. Așa s-a gândit acest tânăr. Aseară însă și m-am gândit din acest cuvânt, deși n-am fost as la matematică. Mi-a dat Dumnezeu să gândesc din punctul de vedere al Scripturii, formula matematică a omului. Omul fără de Dumnezeu e zero. E un suflet, are du de viață, locuiește într-un trup. Zero la puterea treia. Unul e zero mai mare, altul e zero mai mic. Nu contează cât de mare e zero ăla, tot la puterea treia. Și imaginează-ți, zero ăla, oriunde l-ai pune pe pământ, care e valoarea lui? Domnul Iisus a zis așa, în lume, fără de mine, nu o să puteți face nimic, totul e zero. Din punct de vedere chimic, aproximativ 12 lei sunteți. Suntem. Apă, pământ, minerale, unii pot să fie 24 de lei, dacă are dublu decât mine. Însă, imaginați-vă, 12 lei sau 24 de lei. Să stai o viață întreagă și Dumnezeu spune, viața ta nu trebuie să se oprească la aceste lucruri, la această ordine de valori. Gândește-te, tinere, îți dau această oportunitate. Dumnezeu atunci făcea chemare. Probabil, după unii teologi, acesta trebuia să fie unul dintre apostoli. La ora actuală, unul din cei care ar fi trebuit să judece semințiile lui Israel. La ora actuală, unul care din milioanele din tineri din lumea aceasta să-i poarte numele. Unul care la ora actuală, din miile de străzi din lume să-i poarte numele, de localități, de clădiri, de instituții, de școli, de facultăți. Și el a zis, nu, eu vreau să-mi fac numele. Eu vreau să fiu cineva, eu vreau să realizez. Și zero la puterea treia se prezintă cu cel care are valoare. Și Domnul îi spune, zero, dacă îl pui după unul, să face 10 la puterea treia. 10 la puterea treia însemnează 1000. De 1000 de ori să faci aici. Lucruri la care la mintea omului s-au suit. Așa sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care se încred în El. Zero la puterea treia are posibilitatea, oportunitatea și un contract în alb. Să fie 10 la puterea treia. Nu vreau. Vreau să fiu zero. Nu vreau să reușesc. Mă mulțumesc cu orice. Și Dumnezeu zice, nu orice. Tu poți să fii cel din tâi. Tu poți să ai valoare. Te fac copil al lui Dumnezeu. Îți dau oportunitate. Îți dau posibilitatea ca mintea ta să vadă prin cer lucrurile de pe pământ. Îți dau puterea asupra duhurilor. Îți dau putere ca numele meu să spui mâinile peste bolnavi și bolnavii să se sănătoșească. Îți dau această putere ca prin cuvântul tău oamenii de la moarte să vină la viață. Aceasta este oferta lui Dumnezeu, chemare la mântuire. Te chem și pe tine, dar tu poți aduce și pe alții.
Există o siguranță în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel acestui tânăr: vino, ia crucea și urmează-mă. Dar Domnul îi spune așa: vei avea o comoară în ceruri. Singurul din istorie care n-a mințit niciodată este Domnul Iisus Hristos. El n-a mințit niciodată și El a făcut această promisiune: voi fi cu voi și aici și voi duce și acolo. În încheiere despre acest tânăr, frați, surori și prieteni, vreau ca să vă spun, din capitolul 10, din 52 de versete, Domnul nu spune nici ce haine purta, nici câte case avea, nici ce mobilă au avut în casă, nici câte sluji lucrau la el, nici câte firme au condus. Scrie 6 versete. Și aplicația practică la chemarea la mântuire este versetul 22. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Acesta a fost încheierea în istoria vieții sale, în întâlnirea cu Creatorul, la acest tânăr, pe care eu personal nu știu cum îl cheamă. Istoria acestui tânăr va fi și istoria vieții tale. Vei avea avuții. Vei fi cineva în societate. Vei avea un nume mare. Vei fi grozav. Te vor pune în frunte și într-o parte și în alta. Dar în cele din urmă vei muri. Și te vei întâlni din nou cu Iisus. A plecat supărat prima oară. Imaginează-o a doua oară când dă ochii cu Domnul. Cum va fi? Un om care respinge chemarea la mântuire, te chem pe nume, îți dau un timp, investesc în tine, îți dau posibilitatea să lucrezi pentru mine, te schimb dintr-un punct de țărână, te fac aur curat, aur în mâna lui Dumnezeu. Imaginați-vă o verighetă. Dacă pui în apă verigheta, ce este? Aur în apă, tot aur. Dacă îl arunci în noroi, tot aur este. Dacă îl pui în foc, tot aur este, dar-i topit. Când trece focul, revine aurul la normal, aceleași proprietăți și mai curat. Un om în mâna lui Dumnezeu are valoare. Un om fără de Dumnezeu nu are nimic. Zero la puterea treia. Un om cu Dumnezeu, 10 la puterea treia. Aleluia. Mi s-a dat oportunitatea și harul, frați și surori, ca în o perioadă de vreme să-mi scriu pe unele agende felul în care Dumnezeu mi-a făcut provocarea de a prezenta numele Său oamenilor. Oameni care nu vin în biserică, oameni care nu frecventează casa de rugăciune, că nu e greu să zici, am adus oameni la casa Domnului. Eu mi-am propus să evangelizez oameni care nu intră niciodată în casa lui Dumnezeu. Și dacă pe unii oameni unele lucruri îi depărtează de Dumnezeu, pe unii, prin aceste lucruri, pe mine, Dumnezeu m-a făcut să ajung la inima multor oameni. Fiind crescători de porumbei, am hotărât la un moment dat, odată cu inele pe care le dau să iau accesori pentru păsări, să le dau și această carte de vizită. În câțiva ani de zile, m-am uitat aseară pe agenda, 7.746 de persoane care nu au intrat în casa Domnului aici, au primit această carte de vizită. Aleluia. În peste 500 de localități din România, în aproximativ 10 țări din Europa, m-au sunat, nu sunt țară, trimite la e-mail, la soții, la socru, la soacră, la copii, și împreună cu acestea i-am spus: n-am poză să vă trimit, mă puteți vedea aici. 7.746, cărora le-s chiar așa de drag, mă pot vedea aici. Asta nu este tot. Vreau ca să vă spun că în România sunt 40.000 de lucrători angajați în oficiile poștale. M-am gândit ce faci cu 4 euro. Mi-am făcut o agendă personalizată. Și pentru că poștașii n-au voie să deschidă coletul, dar au voie să se uite unde ajunge coletul, deasupra scrii ce vrei. Mi-am pus o ștampilă personalizată și am scris Isaia 55:6.
Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, www.poartacerului. Și imaginați-vă, un agent postal, când primește coletul la destinatar, unde se uită primul lucru? Unde e ștampilat? Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. La ora actuală, matematic, 20% din poștașii din România, aproximativ 8.000 de persoane, știu că ei trebuie să-L caute pe Domnul câtă vreme se poate găsi la poarta cerului. E de râs, dar cu 4 euro, 8.000 de oameni îl caută pe Domnul. E treaba lor dacă l-or căuta. Eu asta mi-am propus. Frați și surori, Dumnezeu ne face ca în marea vieții acesteia să fim o frunză care se duce la fund sau să fim o stâncă la care apa se lovește și se întoarce înapoi, produce valuri, impact asupra oamenilor din jur. A fost prin Harul Dumnezeu în acesta provocat la început să slujesc în 3 comune, unde sunt aproximativ 9.000 de locuitori. Am zis, cum se poate prima oară să ajungi? Am făcut 250 de calendare cu adresa unei adunări locale și în peste 200 de familii a ajuns aceste calendare. Mai mult decât atât, am dat la unele oficii poștale calendare și cu poarta cerului. Și la un oficiu poștal, chiar așa în mintea mea, simbolic am calculat, când încep perioada de impozite și acolo doamna poșteriță se uită și în față este calendarul cu poarta cerului și o imagine frumoasă și un cuvânt al lui Dumnezeu. Dacă 10 oameni pe oră intră în oficiu, timp de 5 minute cât stau la coadă, unde se uită? Pe pereți. Și când se uită pe pereți, dau de calendar și văd programul bisericii. 10 oameni pe oră se uită la un calendar. În 8 ore se uită 80. În 20 de zile, 2400. Vreau ca să vă spun, două cartiere știu de calendarul de la Biserica Poarta Cerului. Mi-am propus în lucrare cu copiii să evangelizez. Mi-a dat Dumnezeu harul ca împreună cu studenții de la Poarta Cerului o parte și împreună cu Asociația AMEC în Comuna Șac și în Comuna Pădureni să ajung la mintea copiilor ca prin copii să ajung la inima părinților. Am început o săptămână să fac lucrarea cu copiii în curtea la Căminul Cultural din Șac și din Pădureni. Dacă erau câte 10 copii mici în câte o comună, la sfârșitul săptămânii i-am provocat pe copii să cheme pe părinți să vadă ce au făcut învățătorii și ce jocuri au făcut cu ei. 120 de copii au primit în 2 săptămâni Biblia pentru copii. Părinții lor au venit și au văzut programe. Au văzut programul și lucrarea. 2 primari au văzut lucrarea. Nu mai spun profesori. Pentru prima oară în Comuna Șag, localitate care la ora actuală are 5.000 de locuitori, am primit la începutul acestui an scrisoare oficială ca împreună cu preotul reformat și cu popa care are mănăstire mare acolo, să fie și păstori la pocăiți, să spună și cei de la, și el ceva din partea lui Dumnezeu. Prima oară de când este atestată localitatea să vină cineva din partea pocăiților. Slăviți să fie Domnul! Mai mult decât atât, frați și surori, anul acesta mi-am propus să încep programul de misiune și de evangelizare în afara localităților. Dacă cele 3 comune la ora actuală au 9.000 de locuitori, prin activitățile sau evenimente la care am fost supus ca lucrător, cel puțin 1.000 de prieteni din cele 3 comune mi-au auzit odată predica în afara adunării. Peste 10% din locuitori maturi, dacă sunt 9.000, 1.000 de persoane mi-au auzit predic. Nu au fumat, nu au vorbit de rău, au stat atenți, o oră, două ori au stat și m-au ascultat. Poate mai atenți uneori decât pentru costalii noștri. Și vreau ca să vă spun, Dumnezeu mi-a dat harul ca în anul 2017 să pot umbla după lucrurile de sus. Aleluia. Se pune această întrebare. Și ție ți-a dat harul? Sunt locuri la care numai tu poți să ajungi. Dumnezeu te-a chemat la mântuire. Dumnezeu ți-a dat harul să ai un ceas
în care Dumnezeu să coboare în viața ta, dintr-un om fără valoare, dintr-un om falimentar, dintr-o persoană fără perspective, zero la puterea treia. Unul a venit în față. Și acela în fiecare zi îți deschide ochii și ai lumină. Poți să-i mulțumești că este cu tine. Îți dă valoare. 1000 pe lângă tine dacă vor cădea și 10.000 la stânga ta. Dacă vor cădea, Domnul este lângă tine și te ține în picioare. Este sfârșit de an. Pe agenda lui Dumnezeu, ce se va scrie despre tine? Despre tânărul acesta, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot. Ce va scrie la sfârșitul anului 2017 Domnul despre tine? Ți-am dat oportunitatea să fii mântuit. Te-am chemat la mântuire? Ți-am dat har? Te-am ținut sănătos? Unii plătesc pe proteză doar pentru picior. Tu le-ai pe amândouă picioarele. Dacă ți este greu, ți-am dat și mașină. Dacă nu poți veni, i-am dat și la soție. Dacă poți nici tu, nici soția, le-am dat și la socri. V-am dat la toți, mă, să veniți. Aer condiționat. Programe aglomerate. Dragul meu, ce-ți mai lipsește? Ce-mi lipsește, bunele învățători? Nu-ți lipsește nimic. Lipsești tu. Cât lipsești, dragul meu, din planul lui Dumnezeu? Lipsești marța? Vrei să mai lipsești până la sfârșitul anului marțea? Da joia, da la slujire, da la repetiții de cor, da la zile de post, da la darul la care l-a pus Dumnezeu în tine. Chemarea lui Dumnezeu, dragul meu, e azi. Ce îi spui lui Dumnezeu? Eu am spus tot ce mi-a zis Domnul să spun. Astăzi te cheamă Dumnezeu. Mâine nu știu dacă te mai cheamă. Se încheie anul, dragul meu. Spune că a trecut toamna. Nu se mai poți strânge roade. E adevărat, dar tu poți. Roade pentru Domnul. Să-L slujești pe Domnul. Să stai la dispoziția lui Dumnezeu. Și să spui, Doamne, ce trebuie să fac? Doamne, vorbește că robul tău ascultă. Chiar îl asculți, dragul meu, pe Domnul? Știi câți locuitori ai Timișoarei merg săptămânal la cimitir? Câte persoane săptămânal primesc un diagnostic negativ de la spital? Știi câți copii într-o vreme ca și aceasta n-au posibilitatea și în loc să vină la tineret se droghează, ajung în locuri desfrânate, ajung pe nicăieri, zero la puterea treia. Tu ești cel care poți să le dai valoare. Vrei să fii valoarea lui Dumnezeu în lumea aceasta? Poți să fii o valoare sau poți să fii nimeni? Astea sunt două variante în ochiul lui Dumnezeu. Dumnezeu te vrea valoare. Vrea să fii valoros. Ce vrei să fii tu, dragul meu? De acum încolo depinde de tine. Fie ca Dumnezeu să te binecuvinteze și să nu uiți. La poarta cerului sunt cei de la cer. Cei care iubesc cerul. Cei care trăiesc ca în cer. Iar cei care nu sunt, Dumnezeu să ajute să pocăiască. Să-și predea toată viața. Și începând de astăzi, să aibă o viață disciplinată și fie ca Dumnezeu, pe fiecare dintre noi să ne ajute. Amin.